Hei, bună! Ce faceți la mulți ani pe noul an? Da, acolo e Nor, care se plimbă pe aici prin pat. Vreau să vă urez un an cu sănătate, plin de bucurii și să vi se îndeplinească toate dorințele. Sper că ați petrecut frumos de anul nou, de sărbători. Uitați-l, ține aici. Nor, ține mama. Eu am sfârșit anul cu o viroză respiratorie. A început să-mi fie rău undeva de pe 30 decembrie și am ținut așa până pe 2 ianuarie, am făcut febră fiecare zi. De revelion nu am mai fost nicăieri, am stat acasă în pat pentru că mi-era foarte rău. Pe 3 m-am dus la muncă, doar că începusem să am din nou frisoane și făcusem și febră, așa că pe la 1:30 am venit înapoi acasă. Iar de pe 4 am intrat 3 zile în medical și cam așa am început eu noul an. Sper că voi ați petrecut frumos și ați fost sănătoși în începutul anului. Astăzi am un unboxing Oriflame, am foarte puține produse, n-am multe. Și am zis să-l desfac, l-am luat astăzi de la Easybox, că l-am dat să vină la Easybox. Și cam așa este coletul mic. Îl desfac aici. Aici am... Da, nu ar stă cu botul pe piciorul meu. Aici am un cater. Și în caiet am prețuri scrise. Și am zis să filmez în seara asta, că mâine vreau să și duc produsele fetelor. Cam așa se prezintă. Aici este factura. O să-l pun aici lângă mine. Și o să iau... Da, am rămas totuse foarte ciudată. Acesta e noul catalog. Vi-l arăt imediat, care începe pe data de 18. Iar ceea ce am comandat eu încă mai sunt valabile până pe data de 17. Da. Și mă uitam că aici la final am un set de accesorii pentru somn super drăguțe, 32,99. Mască pentru ochi, burete de păr și atât. Și că este ambalat într-un săculeț. Asta e elasticul de păr, masca și cred că sunt trei lucruri, dar ele două sunt ambalate într-un suculeț. Da. Acum, haideți să vă zic. Deci sunt atât de umede produsele. Am avut pe comandă o pastă din aceasta de dinți pentru adulți la 100 de mililitri și mă uit în caiet să vă zic prețurile. Aceasta a fost 11,99 lei, ca să nu mai stau să scriu aici prețurile. Tot pe comandă am avut o pastă din aceasta pentru copii la 50 de mililitri și a fost 8,99 lei. Deci sunt super ude. Apoi, un șampon din acesta uscat. Sunt tare curioasă de el, o să întreb pe colega mea cum mi se pare. Are 150 de mililitri și a fost 22 de lei și 99 de bani. Eu am unul, mi-am luat de curând unul din acesta de la Dove, dar sincer nu mi se pare că îți reîmprospătează părul atunci când îl folosești. Dar l-am folosit cred că de vreo 2 ori. Apoi, în comandă am mai avut un gel din acesta pentru igienă intimă la 300 de mililitri, cred că e cu mușețel, și acesta a fost 18,99 lei. Am avut un ulei din acesta pentru buze,
Sunt noi în catalog, din câte am văzut. Lip Spa de la The One și acesta este în nuanța nude. Și acesta a fost 19,99 lei. Apoi am avut mai puțin acesta. Stai că am două, vreau să mă uit la cod. Am avut un, doamne ce umede sunt, un rimel din acesta, din gama The One, și acesta a fost 16,99 lei. Apoi o cremă de mâini, să le șterg de umezeala asta, aceasta la, cred că 150 de ml are, da, aceasta a fost 11,99 lei. Din câte am înțeles, știu că e foarte bună crema asta și hidratează foarte bine. Sincer, nu mi-am luat-o niciodată. Tot am zis că o să o încerc, dar am mai tot avut creme primite de mâini, încă nu le-am terminat și am zis că nu mai îmi iau momentan creme de mâini până nu termin ce am. Dar sunt curioasă să o încerc și pe aceasta la un moment dat. Apoi mi-am luat două geluri de duș. Doamne, ce umede sunt! Îmi plac gelurile astea de duș, doar că am realizat că au început să mi se pară cam scumpe. Sunt 14,99 lei bucata, au 250 de ml. Și mă gândeam că în DM un gel de duș Balea e 5 lei, tot la 250 de ml și sincer nu mi se par că astea persistă mirosul mult mai mult decât celelalte. În fine, am unul cu mentă și cu fructe de pădure, nu, cu smeură, și este din acela exfoliant, v-am zis 14,99 lei. Și unul cu, acum am realizat că e cu ceai verde și cu castraveți, iar mie mirosul de castraveți nu prea-mi place la săpun, la gel de duș. Sunt curioasă cum este. Da, e fix mirosul acela care mie nu-mi place, probabil o să îl dau fratelui meu. Dar v-am zis, după ce am dat comanda, parcă îmi pare rău că am pus gelurile astea de duș. Îmi luasem în seara aia unele de la, din DM, îmi luasem 3 geluri de duș din DM și mă gândeam că cu 15 lei am luat 3 din DM, aici la Oriflame am luat una. În fine, aici mai am două mostre de la niște parfumuri noi, So Favor, de damă și bărbați, sunt curioasă să le miros. Apoi mi-am luat eu un tuș din gama The One pentru că mi s-au cam consumat, cam așa are pensula, și acesta a fost 18,99 lei. Am luat un parfum, Mr. Giordani. Era în ofertă, era la sfârșitul catalogului, l-am luat să-l am acolo, să-l dau cadou, probabil voi da fratelui meu, nu știu exact. Are 75 de ml și cred că a fost undeva la 40 de lei. Nu mai știu exact, că văd că nu l-am scris. Dar o să mă uit și la acesta, o să vă pun prețul. Apoi, ca să înlocuiesc taxa de curierat manipulare, nu știu, am luat acest rimel de la The One, 5 în 1. Momentan nu o să-l desfac, pentru că am deocamdată rimeluri. Și aici mai am niște uleiuri de față. Am 3. Unul e pe comandă, două le-am luat, unul pentru mine și unul pentru prietena mea. De la Love Nature. Și ia să văd dacă scrie ceva pe el.
L-am văzut la Anca Maria, are și ea un Anca Maria Panait, are și ea un canal de YouTube. Și chiar în ziua când vroiam să plasez comanda la Oriflame, mă uitasem la ea că postase un clip cu unboxing Oriflame. Și l-am văzut la Anca și spunea că ea l-a mai avut și că este destul de bun. Așa că am și eu niște probleme. Și chiar o să încep să-l încerc. Ia să văd dacă miroase. Miroase bine. Și acesta a fost 10,99 lei. V-am zis, mi-am luat eu unul l-am pe comandă. Și unul, ăsta o să-l las deschis, că l-am deschis. Și cam aceasta a fost comanda mea de la Oriflame. Și vroiam să vă mai arăt. Mi-am comandat ceva de încălțat de pe pantofi. Nu știu, de la Skechers, nu știu cum se pronunță. Îmi doream foarte mult Adidas și aceștia. Și știam că sunt reduceri în City Park, la magazinul acesta. Erau reduceri de 30-50%. Doar că eu vroiam negri, complet negri, și nu aveau mărimea mea. Așa că în seara aceea am căutat pe net unde îi găsesc și am găsit pe pantofi. Și de la 380 de lei am luat cu 250 de lei. Nu am plătit nici transportul, pentru că, nu știu, de la 200 de lei sau 150 de lei transportul era gratuit. Așa că sunt super încântată și aceștia sunt. Mi doresc cred că de vreo jumătate de an, nu mai mult. Ba da, cam așa, cam de jumătate de an. Și sunt și din aceea colorați, sunt foarte frumoși și albi, doar că eu, în general, Adidas și îmi plac negri, simplu, dar nu zic că nu mi-aș lua. Sunt unii foarte frumoși, un galben și unii verzi. Doamne, sunt super și aia. Poate la vară mai mi-au o pereche, nu știu sigur. Dar acum sunt încântată că i-am pe aceștia. Sunt super comozi, foarte ușori. Încă nu i-am purtat afară, pentru că și ăștia mi-au venit ieri, la fel, și i-am comandat să vină la Easybox. Și au venit ieri și abia aștept să-i port. Acestea au fost unboxing-urile, să spun așa. Sper că v-au plăcut. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Până data viitoare. Pa, pa!